let you have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide away when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To pay my strides, I have to pay and bear my soul. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by, and all I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother, I miss it when life was a part of me. S-a întors și Smiley! Și Tudor! Și Horea! 4 staure! What? Ce-ați făcut, măi? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Eram doar eu și acum sunteți toți! Erai doar tu și acum suntem noi! Eram predestinați! Te! 4 scaune. Bună seara! Bună seara, bine ai venit! Cum te cheamă? Stați un pic. Stați un pic, că nu pot. Să ne așezăm, să ne așezăm. Să ne așezăm aici. Cum te cheamă? Mă numesc Miruna și am 19 ani. Mulți înainte, de unde vii? Din Zalău. Zalău, orașul meu preferat. Cu trenul, cu avionul, cu mașina? Cu trenul, cu trenul. Și cu ce te ocupi? Sunt sportivă de performanță, dar mă ocup cu de toate. Nu știu. Ce sport? Handbal? Da, handbal. Ce tare. Noi doi iubim handbalul. Da. Deci... Ei doi iubesc orice. Când vor ceva, ei iubesc orice. Da. Ce-i zice pentru etapa următoare? Ca tu cu acel concurent cu care îți vei disputa întâietatea, să jucați handbal în timp ce cântați. Ar fi interesant, dar am venit aici sincer ca să... Păi vină la noi, pentru că numai noi putem avea idei nebune de genul ăsta, înțelegi? Știi cum e asta? Da. A fost foarte politicoasă, mi-a plăcut cum ți-a răspuns. E ca atunci când arăți cuiva o piesă, îi spune, interesant. Adică mai bine îți spune... Adică gen, ai spus o tâmpenie, dar... Îți mulțumesc foarte mult, Smiley. Ai interesant. Și o carieră în spate. Pentru inputul tău. Nu, da, ai văzut ce politicos ți-a răspuns. Da, normal. Eu nu cred că e idee bună să joci handbal în timp ce cânti, dar vreau să spun că... Noroc cu Teo, vezi, partea cerebrală. Știm sigur că vrem să-ți oferim tot ce avem noi la dispoziție ca să fii bine în competiția asta și să ajungi cât mai departe. E și foarte frumoasă și cred că interpretarea ta a arătat sinceritate și ai foarte multe lucruri în vocea ta pe care poți să le arăți la un nivel mai tare. Știi, putem să creștem volumul. Mulțumesc! Bravo ție! Cred că Vocea României are capacitatea de a te maturiza într-un timp destul de scurt. Este un loc unde se manifestă bunele și relele comportamentului uman și profesional în toate aspectele. Treci prin perioade foarte grele, prin perioade extraordinare, e un roller coaster și la un moment dat zici s-a terminat, bă, dar cât de mult am învățat. Mi-aș dori să fiu partea aia care contribuie la faptul că las ceva în tine, care poate să te ajute cândva. Cum mi-a spus odată profesorul meu de actorie, râsul este jumătate din arsenalul unui actor. N-am înțeles niciodată decât după 20 de ani. A lăsat ceva în mine. Și cred că pot să fac vocea ta să se mai exprime încă o dată la fel de frumos cum s-a exprimat astăzi. Mulțumesc! Eu o să fiu scurtă, pentru că nici nu avem prea mult timp de discuții. Da, nu, să știi că mi se spune din cască că poți vorbi cât vrei. Da, dar nu vreau. Eu te simt, eu te știu. Despre asta îmi vorbește orice aspect, de la piesa pe care ai ales-o, de la discursul pe care îl ai, de la sentimentele pe care mi le transmiți, îmi spune mie că eu pe tine te știu și eu pe tine te înțeleg și tu pe mine mă înțelegi și eu cred că noi două ne conectăm suflete pereche foarte, foarte bine. Ciudat, și eu simt că tot o să vin... Ce chestie? Eu știu că tot o să vin echipa mea pentru că eu tot timpul am simțit. Eu simt. Eu pe asta am învățat tot timpul. Mai zis că e scurt? Și în muzica mea. Nu, dar acum mi-am luat la vânt, uite, pentru că m-ai încurajat tu. Când m-ai încurajat tu, Tudor, am simțit așa un aer în aripi. Adică hai să pornim cu adevărul. Ai spus că este adevărul. Tu vrei să fii scurtă, dar de fapt nu vroiai să fii scurtă. Adevărul este că eu simt o conexiune și eu mă bazez pe această conexiune. Irina, amândoi știm de câte ori am simțit o conexiune cu concurentul de pe scenă și ei n-au simțit la fel. Uneori e foarte clar, o simți foarte tare în adâncul tău și eu acum am acest sentiment. Doamne, Irina, mi-ar plăcea să nu ai dreptate. Ideea este că în momentul ăsta sunt convins că ai foarte multe întrebări în legătură cu ceea ce îți dorești tu, în legătură cu ce are viața de oferit, viața asta de oferit. Și eu cred că pot să răspund la foarte multe întrebări. Răspunsuri avem toți pentru ea, doar că răspunsurile sunt diferite și eu cred că răspunsul meu este ce tu aștepți. Conexiunea, dorești. Am înțeles. Miruna, zic să tragi la poartă. Miruna, ia să vedem dacă metri. Tot... Ia, ridică-te în picioare, te rog eu frumos. Ai șansa nu să șutezi la poartă, dar să alegi printr-o pasă cu antrenorul pe care ți-l dorești. Ai mingea, zic, iată mingea, iată antrenorii, hopa, câștigătorul. Hai să vedem. Nu o să fac asta, nu o să arunc, dar o să vin așa pe la voi. Și vedem. Așa? Vrei planning-ul familial? Vrei conexiunea? Vrei studioul? Sau vrei bucuria de a cânta? Vreau intuiția în seara asta. Foarte bine, foarte bine. Hai să vedem. Iar alegerea Mirunei este... Tudor. Nu, 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 nu. Tudor. Începe pledoaria ei. Horea. Lasă-mă că mi-a stat inima. Și Smiley. Așa. Vă ador și vă mulțumesc că v-ați întors. Dar seara asta... O să merg cu Horea. Irina. Deci am fost adevărat. Puteai să te ajungi de... Deci a fost adevărat. Așa e bine. A simțit-o, mă? Dacă a simțit-o, n-ai... Când simți. Da, mă, da. Eu toată muzica mi-am făcut-o pe simț, pe sentiment. Am învățat să am încredere în simțurile mele pentru că ele o să mă duc acolo unde știu eu că e locul meu. Uite, aici este camera câștigătorilor. Mulțumesc că m-ai ales. Mulțumesc din suflet.